Hollywood is on it, skid it. Ooh. Popping off the rave and skid it. Smashing all your bitches, skid it. Ooh. Running the chair with no limit. Popping on X. Hey, salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Car Parking. Astăzi o să vă arăt un mic tutorial așa cum să vă faceți propria mașină de drifturi. Prima dată o să începem așa, cum să vă zic, mi-am pierdut contul. După cum vedeți, mi-am pierdut contul și mi-am ales Supra pentru că na, mi se pare fain. Poți să faci orice design pe ea. În fine. Dacă mai vreți genul de episoade, apăsați și voi acolo pe butonașul de like. Și hai să facem cât mai repede 100 de abonați. Bun. Așa, uite așa. Dacă prinde acest videoclip cu Car Parking, o să fac serie cu Car Parking, dacă vreți, bineînțeles. Să fac serie, dacă prinde videoclipul ăsta pe YouTube, o să fac o serie Car Parking, așa. Bun, și haideți să nu mai dugim și să dăm drumul la tutorial. Bun, prima dată. Opa, stați. Vă alegeți o mașină așa, cât de cât pe acolo, 826 HP până la 1000 și ceva HP. Bun, prima dată ce trebuie să faceți? Lăsați designul și este vă faceți după. Intrați la tuning și vă băgați motorul V12. Asta. Bun. Apoi vă băgați triple turbo, caucciucurile astea. Dacă aveți mașină de 1000 HP sau mai mult, vă recomand să vă băgați sport type. Eu mi-am băgat touring type ăsta și vă mai băgați new ăsta, new exhaust sau nu știu cum, scuzați-mi engleza, chip tuning, brake, fast gearbox, intercooler și astea două. E Klaus Burble sau Schutt, nu știu, amândouă astea. Bun, acum aveți și cel mai important, suspensiile. Asta este cea mai importantă ca să vă faceți o mașină de drifturi. Asta trebuie să vă dați pe 60, neapărat, dacă nu vă iese. Apoi, ce veți face? Veți ieși și vă băgați la single player. Hai să ne băgăm și noi la... Hai, la City. Bun, intrați frumos. Aici, la City. Bun, stați așa. După cum vedeți, eu am ceva așa, dar... Nu prea bine, că mai trebuie... Nu mi-a făcut eu bine mașina, dar vouă trebuie să vă iese. Stați așa puțin. Vreau să dau volumul mai încet. Așa. Bun, ce veți face? Veți veni aici la... Nu știu cum să zic, la zidul ăsta, barada asta, barada o să dăm noi. Ăsta. Și vă puneți așa, da? Bun. Vă puneți așa. Ce veți face? Veți accelera. Apoi dați pe M aici. Și aici stați vreo 5 minute. Stați că... O punem mai încet. Așa, și stați că mai trebuie să mai dau puțin. Cam așa. Și stați aici 5 minute. După cum vedeți, aici vă apare niște numere. Când vă apare 0%, voi ați terminat. Stați aici vreo 5 minute maxim. Maxim 5 minute dacă depășiți, nu-i nimic. 5 minute, 4 minute, nu? 5 minute. Dacă stați 5 minute, o să fie foarte bine, pentru că va ieși mașina de drifturi. Așa. Eu am făcut-o deja, pentru că am deja 0. Vouă o să vă apară... Trebuie să stați aici 5 minute și... O să vă... mașina de drifturi. Eu am făcut-o deja, pentru că n-am... Uitați, eu am făcut-o. Dacă mai vezi genul de episoade...
și tutoriale, bineînțeles, apăsați și voi acă pe butonașul de like, de like, ok, și vedem și noi teste aici, să spuneți în comentarii dacă va ieși și vouă, ăsta nu e un bug sau ceva, e direct așa. Ia uitați, driftul șmecherie pe acolo. Așa. Dacă vreți să vă ajut cu bani pe car parking, spuneți-mi în comentarii că, da? Ok. Dar astăzi, dacă nu cred că mai aveți nevoie de bani, dar o să mai revin cu un videoclip pe YouTube, aici la canal, la canalul meu, cum să vă faceți bani. O să fac chiar și un videoclip, pentru că am găsit alte metode, bine, nu multe, dar câteva acolo, și nu știu dacă mai merg, dar eu o să vi le spun că poate o să meargă. Eu am încercat și merge. Dar cam aici se încheie și videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa! On check, now we on way up.